De? Crezi că se putea mai mult cu FCSB în seara asta? Sincer? Nu știu. Am început puțin să jucăm bine în repriză, a făcut câteva ocazii, dar din păcate am primit golul 2 mai repede, adică ce zicem noi din vestiar. Și la 2-0 nu puteam nimic mai mult decât asta. Ce s-a întâmplat? Parcă nu s-a legat nimic. Nu s-a întâmplat nimic. Ne-ai dat 2 goluri și am pierdut meciul. A avut niște 2 bari, 3 bari. Prima repriză, a început foarte bun meciul. Ei, din păcate, noi nu am făcut la nivelul care am vorbit toată săptămâna și am primit și golul care nu trebuie să primești ultima secundă în prima repriză. Dacă nu primeam asta gol, poate să intrăm la altceva în doua repriză, dar asta este. E cel mai slab meci al sezonului făcut de voi? Nu. Nu, de ce? Nu. Nu au... Din vedere ofensiv, nu prea contat așa. Da, dar fiecare meci nu pot să zic că am niște ceva wow în atac. Am câștigat meciurile, acum am pierdut. A contat și situația asta destul de tensionată de la FCSB, cum ei simți de trebuie? Noi nu ne contăm. La noi nu ne interesează lucrurile astea, nici nu am văzut, nici nu am citit, nici nu am vorbit din vestiar data săptămână. Problemele lor sunt problemele lor. Te-ai simțit mai motivați? Noi, păi dacă nu te simți motivați la un derby. Nu, pe ei, dacă pe ei simți mai motivați, mai nu, ei a jucat, parerea mea, a jucat puțin cu mult presiune. Dar s-a reușit să marcat un gol ultima secundă și a reușit să câștigă la sfârșit meciul. Pe tine e o presiune așa că nu reușești să marchezi în acest sezon? Nu. Pare că nu vă regăsiți așa, e la 4 înfrângeri la rând în campionat. Ce crezi că ar fi nevoie să... Da, bineînțeles. Să legați iar viitorul. Bineînțeles, am jucat și cu cea mai bună echipă în campionatul nostru. Am făcut niște puncte care am făcut și acum 5 meciuri la rând vine foarte grele meciuri, care știam că nu am ce să pierd cu ei. Adică am pierdut 4 meciuri, astea din păcate. Ne aștept un meci foarte greu la Creua, după ne așteptă meci cu Argeș, cupa cu Șepsi. Se pare că sunt și așteptări prea mari pentru Petrolul, până la urmă vorbim despre o nouă promovată. Toată lumea vorbește despre play-off sau despre... Nu, suntem departe din play-off. Pentru noi, cum am spus și înainte de campionatul, cel mai important e să rămânem în Liga 1. Mulțumim!